Adolescenții de 15 ani din Bistrița sunt sedentari și obezi, petrec mult timp în fața televizorului și a computerului, sunt depresivi și violenți, arată un studiu realizat de Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud în 10 școli și 20 de clase a 8-a și a 9-a. S-a ajuns la aceste concluzii după ce adolescenților li s-au aplicat chestionare cu 80 de întrebări structurate pe 10 domenii. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud, 96% dintre cei intervievați au apreciat că starea lor de sănătate este excelentă, foarte bună sau bună, procentul extrem de mare arătând că ei și-au făcut o estimare nerealistă, dar explicabilă în contextul vârstei. Percepția adolescenților asupra propriei lor stări de sănătate nu a fost însă confirmată prin examenul medical de bilanț de la nivel local și național.